Zodia Capricorn putem spune că în săptămâna de 8 mai 2022 are o influență puternică a retrogradării lui Pluto. Pluto îndeamnă la atenție în modul cum luați deciziile, deoarece Pluto este considerat o planetă a transformărilor, a schimbărilor, a morții și a renașterii, a vieții de apoi, e legată și de gelozie, de emoții intense, este planeta care aduce adevărul la suprafață. Putem echivala momentele acestea benefice, să scăpăm de ceea ce este inutil, Despărțirea de obiecte, de comodități, comunicarea cu cei apropiați poate să pună iarăși în valoare sensibilitatea, însă poate să aducă și aspecte neclare. Urmărirea idealurilor poate să aibă loc și în plan religios și în plan general al unor idealuri, însă ceea ce poate să aducă fericirea, va susține în același timp și stările de neliniște și sterile de curiozitate, dorința de a explora, critica justițiară, dorința de a descoperi adevărul în mistere. Relațiile sunt destinse, însă cu reguli puteți să încercați să valorificați dorința de a fi fericiți prin intuiție, prin umanitarism, prin sensibilitate.